Da, la Dodon pui încă o dată de 2 ori la ora de ras culiocul, mai sunt încă vreo 2, plus ei țin ascuns materiale din Ucraina privind implicarea lui Dodon în schemele legate de Energocom și vreau să-i spun pasului cu combinația voastră cu Dodon n-a să meargă, documentele astea să le public eu, dacă voi n-ați le publicați în timp apropiat. Asta e legat de dosarul penal care și se da, judecă. Da, și deși alt dosar Dodon se teme și al mai tare, el a negociat cu dâns și să mâine expertiza cu culioc pentru la anul, asta pentru suporterile PAS, privet. Așa tare lupt PAS cu Dodon și cu restul. Deci, au făcut modificări în legislație ca să nu poate fi, să nu poate fi tras Dodon la răspundere, atunci să ne minte cu dosarul penal, cu certificat fals, da, cu copil, da, astea. Au făcut modificări în legislație, asta nu e. Deci Dodon se teme din Energocom. Eu cunosc, serviciile ucrainene au prezentat un sac de probe despre implicarea lui Dodon și dacă nu greșesc acolo era 20-30% din banii care achitau pentru energie electrică, cumva cu participarea lui Dodon plecau în astea. Deci sunt probe date de serviciile ucrainene serviciilor noastre. Uh-huh. Acum întrebarea mea pentru PAS, dar voi soveste aveți că Dodon, dacă toate aceste probe sunt reale și sunt probe că acest om s-a băgat în buzunar la oameni, apoi voi pentru a câștiga prezidențiale sunteți gata la orice?